Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Tragedia produsă în Turcia și în Siria în urma cutremurelor cu zeci de replici e greu de descris în cuvinte. Eforturile de salvare continuă, număratul morților continuă, număratul pagubelor continuă. Bineînțeles că asta a trezit în noi întrebarea ce asemănări ori fi cu România și cât de pregătiți suntem noi pentru a înfrunta consecințele unui eventual cutremur, mai ales că seismologii vorbesc de această ritmicitate a cutremurelor mari. Primul meu invitat este inginerul Mihai Șercăianu, coordonatorul proiectului Acasă în Siguranță. Bun venit în Piața Victoriei! Bună ziua! Ne uităm în primul rând la numărul ăsta mare de clădiri despre care autoritățile și societatea civilă spun în continuare că trebuie consolidate, în special în capitală. Și aș pleca de aici cu discuția, Mihai Șercăianu. În ce măsură ritmul ăsta de consolidare și felul în care se face această consolidare țin pasul cu nevoile? Să răspund la întrebare, cumva trebuie să vorbim, să povestim și ascultătorilor, se vorbește de risc seismic. Riscul seismic e compus din trei componente, ne gândim la un triunghi. Hazard, acel cutremur care nu știm când vine, dar o să vină la un moment dat, mai mic sau mai mare. Vulnerabilitate, și aici e vorba de vulnerabilitatea fondului construit și a persoanelor care locuiesc în fondul nostru construit, și expunere. Expunerea construcțiilor și oamenilor la acel hazard. Noi putem interveni legat de cutremur, nu putem să intervenim, dar putem să lucrăm la partea de vulnerabilitate. Legat de întrebarea ta, ritmul de consolidări, într-adevăr, vorbim de perioada 1990-89 până în prezent, ne ducem la valori de undeva pe la 40 de corpuri de clădire consolidate în acești ani de zile. Cu cât consolidăm mai mult de clădiri, cu atât vulnerabilitatea fondului construit scade. Deci suntem în siguranță. Problema e că nu trebuie să consolidăm absolut toate clădirile. Trebuie să consolidăm tocmai acele clădiri, vorbind de construcțiile, în special construcțiile interbelice și construcțiile construite înainte de anii 70-77, pentru că ele, surprinzător, au mai trecut printr-un cutremur. Practic e unul dintre cele mai mari cutremure cu care România s-a confruntat, vorbim de cutremurul din 1940. Acel cutremur din 1940 a fost destul de important, undeva 7,7 grade ca și magnitudine. Deci putem să-l comparăm, chiar dacă unitatea de măsură e un pic diferită, cu ce se întâmplă în momentul de față în Turcia. Paranteze, noi ca ingineri tot lucrăm cu paranteze. Magnitudinea unui cutremur, de exemplu, de la 6 la 7, e de 1000 de ori mai mare ca intensitate, de 1000 de ori mai puternic. Și de aia, de exemplu, un cutremur de 5, pe care le-am, un cutremur de 5, 4, nu a fost așa de important pentru București, pentru România. În schimb, un cutremur de 6 magnitudine e de 1000 de ori mai mare. Și paranteză, cutremurul din 40, comparativ cu cutremurul din 77, a avut o magnitudine de 2800, dacă nu greșesc, ca și dimensiune. Deci de 2818 ori mai puternic a fost cel din 77 comparativ cu 40. Da, acum uitându-ne un pic la aceste repere în timp, 40, 77 și așa mai departe, noi obișnuim să spunem că normativele, nu, de construcție după cutremurul din 77, după 80, s-au schimbat, au făcut clădirile mai sigure, în vreme ce, eu știu, clădirile din București, care mai sunt din perioada interbelică sau din alte orașe ale țării, sunt mai nesigure. E adevărat asumția asta întotdeauna?
Da, e adevărat și ca să evităm acele mituri urbane că o clădire care a trecut cu tremurul din 77 e trainică, acea clădire nu se antrenează la cutremur, la cutremur se degradează. În 78 a apărut primul, să zicem, normativ cod de proiectare elaborat pe baza unor măsurători reale. Deci, în 78 avem primul normativ matur, cât de cât matur la acea vreme, pe baza unor măsurători din 77. Au venit după aia 80, 90 și avem ultimul cod de proiectare din 2014 și cod de evaluare a clădirilor existente din pe 100 partea a treia din 2019. Deci pe măsură ce timpul trece, cunoașterea, capacitatea de calcul a programelor structurale, cunoașterea inginerilor este mai mare. Deci o clădire mai nouă, da, e mult mai rezistentă. Cu condiția ca tot ce înseamnă proiect de execuție, proiect tehnic, execuția propriu-zisă să respecte normele în vigoare. E vreo diferență de rezistență la cutremur între blocurile mai mici, cu mai puține etaje și cele cu mai multe etaje? Nu știu, mă refer la blocuri de 4 etaje versus cele de 8 sau 10 sau poate 14 etaje. Sau totul Da, depinde de normativ și de anul construcției? Depinde de normativ și de anul construcției, dar trebuie să ne uităm foarte mult la flexibilitatea unei clădiri. Comparăm o clădire cu un om. O persoană foarte înaltă e, să zicem, mult mai flexibilă. O persoană de înălțime mică e mult mai rigidă și mai puțin flexibilă. Deci, cu cât clădirea e mai înaltă și clădirea e flexibilă, totul e în regulă. Important ca acea clădire să nu fie foarte rigidă. Deci, clădirile înalte să nu le facem foarte rigide, pentru că în momentul în care noi, ca și ingineri, le proiectăm a fi foarte rigide, sigur, în zona etajului 1, 2, 3, dacă vorbim de o clădire pe plus 5, 5 etaje, o să aibă fisuri, o să aibă rupturi de elemente structurale, de stâlpi. Și Asta acest fără să a nu lua... le facem foarte rigide, de cine ține? Ține de inspirația arhitecturii sau ține de niște reguli foarte precise raportat la înălțimea și talia clădirii? Arhitectul se ocupă de volume, de aspect, Inginerul, de... atunci. Da. Inginerul care trebuie să respecte codul de proiectare. Proiectantul, vorbim de expertul tehnic, de verificator care verifică proiectele și acești verificatori și acești experți tehnici și verificatori obțin acel drept de semnătură la o perioadă de 10 ani după ce au profesat în domeniu, în zona de proiectare. Deci, pe cât omul, expertul, inginerul e mai bătrân, are experiență mai mare în spate și cunoaște și verifică toate lucrurile. Deci dacă lucrurile, ca să fim foarte simpliști, dacă inginerul respectă codul de proiectare și e obligatoriu prin lege să respectăm acest lucru, lucrurile sunt în regulă. Din ce ați văzut, chiar și în imaginile pe care televiziunile le-au dat Mihai Șercăianu, cu ce s-a întâmplat în Turcia, acele clădiri care au căzut, deci au fost surprinse de filmare căderea lor, care pare să fie cauza pentru care unele dintre aceste clădiri s-au prăbușit ca niște cutii de chibrituri, că nu păreau totuși niște coșmelii. Erau blocuri de locuințe într-o stare aparent destul de decentă, nu păreau nici clădiri vechi de 100 de ani. Care să fi fost diferența față de altele care au rămas perfect neatinse lângă ele? Am văzut din imagini și din experiența, chiar am fost acum ceva timp chiar în zona respectivă, acele clădiri, marea majoritate a clădirilor care au intrat în colaps, la parterul lor, la parterul blocurilor, aveau magazine sau parcaje. Magazine, gândiți-vă că la parter, pentru a organiza un magazin, am nevoie de spații deschise. Deci mai elimin o serie de pereți de rezistență. În schimb, la etajele superioare, singurele goluri pe care le vedem sunt golurile de ferestre, de uși pentru balcon. Deci cu cât elementul structural are mult mai multe deschideri, are mult mai puține elemente și toată clădirea se bazează pe 4 stâlpi, 6 stâlpi, pe niște, să zicem, bețe de chibrit.
Dar Nu mai această vorbim de eliminare o umplată. de pereți nu e neapărat una ilegală, adică vine din construcția acestor spații comerciale, nu? Multă vitrină, multe spații Exact. libere, da. Aici, într-adevăr, vorbim și de experiența proiectantului, pentru că e posibil ca o clădire cu spații comerciale la parter, în modelul de calcul, să iasă perfect, deci să fie verificată, dar comportarea în realitate să fie un pic diferită. Dar, în general, pentru spațiile astea comerciale, nu mergem doar pe stâlpi perimetrali. Introducem în structura respectivă o serie de diafragme verticale, vorbim aici de niște pereți de rezistență, tocmai ca să crească rezistența clădirii respective. Deci vorbim și de inspirația proiectantului care introduce pe lângă stâlpi și pereți diafragme verticale. Din câte știu, corectați-mă dacă greșesc, majoritatea clădirilor căzute la cutremur de la noi din 77 erau structuri pe cadre cu magazine la parter. Adică e și aici o regulă, să zicem așa, sau o frecvență mai mare a incidentelor produse cu aceste clădiri? Nu e neapărat o frecvență. În primul rând, nu putem, noi ca ingineri, nu generalizăm. Cumva luăm ca la doctor clădire și analizăm clădire cu clădire. Vorbim de clădirile care au intrat în colaps în 77 și din cauza unui procent de armare insuficient, proiectat pe baza codurilor de proiectare din anii 45-77. Deci oamenii au respectat regulile, numai că procentul de armare, volumul, cantitatea de armătură era suficient pentru un cutremur de față de un cutremur din 77. Deci vorbim de un cutremur 7,4, mă scuzați, ca intensitate. Deci, normativul nu a prevăzut un procent mult mai mare de armătură și tocmai lipsa acelor armături au făcut ca acele clădiri să intre în colaps. În plus, au fost situații în care anumite supraetajări sau supraîncărcări ale unor etaje au făcut ca acele clădiri să intre în colaps. Am adus foarte multe materiale, tehnică, etc., la etajele 1, 2, 3, magazine comerciale, fără a ne gândi care e încărcarea pe parterul respectiv. Mă În întorc. plus, Da, vă și rog. mai, de ce au mai intrat în colaps? Pentru că acele clădiri au fost afectate în 40. Nu s-a intervenit cu consolidarea la ele și, normal, ele au fost reafectate la 77. Deci Exact asta inclusiv vreau să vă lipsa întreb. inter... Ce presupune consolidarea care se face acum unor clădiri de dinainte de 1977? Cu ocazia acestor anvelopări, că am auzit des întrebarea asta, în ce măsură anveloparea doar cârpește niște lucruri sau dacă, chiar dacă se face o consolidare, cât de serioasă, de temeinică este ea, având în vedere că trebuie să vină repede valul anvelopării după. Asta e un alt mit urban. În general, pentru orice clădire pe care dorim să o consolidăm, începem de la expertiză. Deci facem o expertiză tehnică, unde măsurăm, facem releveul, luăm monstre, carote din elemente structurale, din stâlpi, din planșe, din grinzi, zidărie, desfacem fundațiile, inclusiv săpăm la fundații să vedem ce găsim acolo în subsol. Deci facem expertiza. Din expertiză, după expertiză, urmează o serie de recomandări, proiectul tehnic. Proiect tehnic care presupune o serie de cămășuiri. Nu o să mai avem un stâlp de 70 pe 70 sau un metru pe un metru ca și secțiune. O să avem un nou stâlp de 1,20 m, 1,30 m ca latură. Deci mărim lățimea, adâncimea acelui stâlp. Un perete, la fel, un perete de zidărie în funcție de soluția tehnologică, fie că îl armăm, fie că îl demolăm și îl reconstruim ca și diafragmă din beton armat. Deci orice
consolidare presupune ori înlocuirea unor elemente structurale, ori mărirea dimensiunii ca și aspect, ca și rezistență. Asta e foarte important. Dar uneori consolidarea asta nu prea e pe placul cetățenilor. Pentru că uneori se întâmplă să nu mai am un, nu știu, o sufragerie de cu 30 de metri pătrați spațiu ca și suprafață. S-ar putea să mă trezesc cu o suprafață de 28 de metri pătrați. Deci cumva s-ar putea să pierd din suprafața mea, din proprietatea mea, odată cu consolidarea. Același lucru s-a întâmplat în toate proiectele de consolidare. Pe lista imobilelor din București aflate în clasa 1 de risc seismic sunt vreo 380 de clădiri. În 30 de ani și un pic după Revoluție au fost consolidate 103, mergem pe practic 3 clădiri pe an, dacă stăm să ne gândim, consolidate. Da. Ritmul e clar că este foarte lent. De ce ar fi nevoie ca acest ritm să fie grăbit? Ce nu ne ajută? Legislația, banii, e mai mult decât vorba de bani, despre ce poate fi vorba? Până acum, anul trecut spuneam că nu ne ajută legislația, dar anul trecut, în 2022, s-a aprobat prin hotărâre de guvern Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic, a fost un proiect de vreo 3 ani de zile. Avem o nouă lege, legea 212 din 2022, cu acele măsuri de intervenție la construcțiile existente. Avem un normativ din 2019 pentru partea de expertizare. Ne-a lipsit un pic finanțarea. Având în vedere tot ce înseamnă finanțare prin PNRR, acel Deep Renovation, care pentru prima oară în România introduce și măsuri de consolidare. Deci am costuri eligibile pentru consolidare, plus partea de eficiență energetică, plus finanțare din nou program operațional regional pentru regiunea, de exemplu, București-Ilfov sau pentru alte regiuni. Deci, în momentul de față, avem bani și urmează cât de curând să se lanseze toate ghidurile, cât de curând, vorbim de jumătate de an, un an, pentru tot ce înseamnă finanțare europeană. Până în 2020, tot ce însemna costuri de consolidare, dacă depășeau 15% din valoarea construcției, erau considerate costuri neeligibile. Și ele trebuiau să fie puse din bugetul aplicantului, din bugetul primăriei. Și sunt costuri mari, din păcate. Costurile de consolidare sunt uneori comparabile ca dimensiuni cu costurile de eficiență energetică sau chiar mai mari din costul total. Noi ne punem întrebarea zilele astea din nou, cum o facem probabil de mai multe ori pe an, de 4 martie, când ne aducem aminte că au mai trecut niște ani de la cutremurul din 77 și așa mai departe, ne punem întrebarea cât de pregătit este Bucureștiul în primul rând, cât de pregătite sunt și alte orașe ale României de un cutremur major. Și aș vrea să desfacem un pic întrebarea asta așa în niște foi, componente, ce înseamnă să fii pregătit, pe ce, la ce paliere trebuie să ne uităm când ne punem întrebarea cât de pregătiți suntem? În primul rând trebuie să ne gândim cât de pregătiți suntem noi ca indivizi, ca cetățeni, și aici ține de noi să ne facem un plan familiar. La o lună de zile vorbim cu familia să ne aducem aminte și să stabilim care e locul unde o să ne întâlnim după un cutremur. Moment în care nu o să meargă telefoanele pe o perioadă de timp, o zi, două, o săptămână. Un spațiu deschis în parc. Și astea sunt informații care sunt conținute în planul familial care îl facem noi ca indiviz, în familie, între prieteni. În plus, trebuie să ne mai alegem locurile sigure din casă. Locuri departe de mobilă, departe de elemente care ne pot afecta. Inclusiv să evităm acel mit sub grindă. Sub grindă e un mit în momentul de față, nu stăm sub grindă sau nu stăm sub tocul ușii, pentru că grinzile în general sunt elemente unde o să apară fisuri cel mai repede și poate să fie afectate. Poate să fie aproape de un perete de rezistență sau inclusiv în centru sufrageriei, departe de ferestre. Bun, asta e componenta cum ne pregătim noi ca individ. Așa.
Cât de pregătiți suntem noi ca instituție, noi, instituțiile statului român? Din păcate, astea, semnalele sunt bune. Chiar dacă există, normal, anumite clinciuri politice, discuții, încă există personal tehnic care știe ce are să facă, știe unde să se ducă, mai ales aceste echipaje de intervenție. În momentul de față, chiar sunt trimise în Turcia, au fost trimise în Croația, au fost trimise în Albania, au fost trimise inclusiv în Italia pentru intervenție. Deci echipajele de intervenție știu cum să facă, cum să opereze. Numai că se întâmplă, și asta e o comparație între cele două aspecte, sau o legătură între cele două aspecte, se întâmplă ca uneori am o clădire care a intrat în colaps. Echipajele de intervenție vin cu mașini, vin cu spitale de campanie, vin cu spații de asigurare a cazării temporare. Și uneori s-ar putea ca acele mașini să nu aibă acces pe strada respectivă, pe strada unde clădirea a intrat în colaps. Cine a fost de vină? Tot noi, ca și cetățeni, că ne-am parcat vehiculele un pic ilegal, ca să nu spun altă afirmație. Deci e o legătură între cele două componente, noi ca individ și instituțiile statului român. Dar există această, apropo de ce spuneți că sunt zone, noi am mai văzut recent la un incendiu, de exemplu, într-un cartier nou, modern al capitalei, cât de greu le-a fost mașinilor de pompieri să ajungă acolo, pentru că nu aveau loc pe străzi și din cauza mașinilor și din cauza contorsionării, să spunem, străduțelor de acolo. Întrebarea este, pentru că noi tot vorbim de aceste cartiere noi, zone noi care se construiesc, faptul că sunt noi, moderne, că respectă normativele, că sunt clădiri solide, nu contează în momentul în care vei avea nevoie, nu, să ajungi la ele. Ne ferește automat faptul că sunt noi și moderne de intervenții, de nevoia de intervenții? Da, nu ne ferește și vă explic și de ce. Clădirea e făcută după ultimul normativ, după ultimul cod de proiectare. S-a respectat proiectul, tot în regulă. O mare pericol la cutremur e apariția incendiilor. Și în Turcia avem aceeași situație. Clădirile noastre sunt conectate la rețelele de distribuție gaze naturale și energie electrică. Dacă gazul nu a fost oprit pe conductă sau în instalația clădirii, electricitatea nu s-a asistat instant cu 20 de secunde înainte de producerea cutremurului, sigur în clădirea respectivă s-ar putea să apară emanații de gaze sau incendii. Și uneori se întâmplă ca tocmai acele evenimente post-cutremur să afecteze locuitorii. Clădirea rămâne în picioare, e trainică în continuare, dar un incendiu nu o să fie compatibil cu supraviețuirea în zona respectivă, în clădirea respectivă. Deci trebuie să ne uităm inclusiv la instalații și noi ne putem instala acele supape de închidere automată, să ne batem la cap administratorii de bloc, că e și o prevedere legală ca aceste sisteme de avertizare și de închidere a gazelor să fie instalate la instalații. E o normă, inclusiv o normă publicată de cei de la ANRE, numai că trebuie să respectăm un pic legea, să nu mai dăm vina numai pe autorități. Mihai Șercăianu, coordonatorul proiectului Acasă în Siguranță, mulțumesc foarte mult! Bun venit în Piața Victoriei și Alinei Kasprovski, directorul executiv al Fundației Comunitare București. Bun venit, Alina! Mulțumesc de invitație și de interes! Știu că voi aveți acest program Bucureștiul Pregătit, programul pentru cutremuri și alte dezastre majore și aș vrea să extindem un pic discuția pe care am atins-o și cu Mihai Șercăianu ceva mai devreme, legată de ce putem face, ce poate face populația, cetățenii în caz de cutremur major, pentru că inevitabil a apărut întrebarea cum ar fi fost la noi, nu? Ce s-a întâmplat în Turcia. Exact. Noi vorbim despre asta de aproape 4 ani și ne bucurăm să ne dăm seama că, cel puțin în ultimul an, oamenii au început să-și pună cu adevărat problema ce pot eu face, eu personal, eu și familia mea, mai degrabă decât să ne întrebăm
ce pot să fac autoritățile pentru mine. Adevărul este că e nevoie ca fiecare dintre noi să facem ceva și astea sunt o serie de lucruri pe care oamenii le pot face înainte ca un cutremur să vină. Și printre ele aș număra așa, planul cu familia. Ce facem în cazul în care vine un cutremur, suntem cu toții în locuri diferite din București, nu mai putem să comunicăm, pentru că probabil că liniile de telefonie mobile vor cădea măcar pentru câteva ore. Și e important să nu ne căutăm înnebuniți prin oraș. Și atunci e important să știm unde ne întâlnim în cazul unui cutremur, să știm și noi, să știe și copilul, chiar dacă e un copil de grădiniță, e important ca și el să știe ce se poate întâmpla. Apoi e important să avem casa pregătită pentru un cutremur. Casa pregătită înseamnă să avem mobila prinsă în perete. Sigur, să ne interesăm dacă nu cumva suntem într-o clădire cu risc seismic, pentru că până la urmă de acolo vin problemele esențiale. Dar și din cazul unor cutremure mai mici, faptul că avem un dulap care ar putea să se prăbușească peste noi poate să pună probleme chiar și în cazul în care clădirea rămâne complet în picioare. Să nu avem, evident, tablouri, rafturi, oglinzi și așa mai departe deasupra patului în cazul în care vine cutremurul noaptea. Și să avem un rucsac de urgență. Un rucsac de urgență nu înseamnă neapărat că trebuie să-l luăm și să fugim cu el pe scări, asta știm că nu trebuie să facem de asemenea, ci că ar trebui să avem în casă sau undeva foarte accesibil toate acele lucruri de care am putea să avem nevoie în primele 3 zile după un cutremur. Asta e foarte personal. Sigur că sunt anumite lucruri care sunt importante pentru absolut toată lumea, cum ar fi apă sau mâncare pentru 3 zile, și aici vorbim de mâncare, evident, neperisabilă, nu punem lucruri pe care știm că o să se strice, dar sunt și foarte personale, pentru că poate să însemne, nu știu, medicamente de care noi știm că avem nevoie, poate suntem pacienți cronici și n-am vrea să ajungem să sunăm la 112 pentru că avem o criză diabetică, de pildă, pentru că 112 va fi ocupat la momentul respectiv cu situații mult mai serioase decât a noastră și nu va putea să ne acorde asistență. E important să știm că putem să fim independenți pe picioarele noastre timp de cel puțin 3 zile după cutremur, în cazul în care nu suntem un caz grav. Apoi e important ca noi și toată familia noastră și, repet, și copiii. Și dacă vorbim de un copil de grădiniță, e important ca ei să știe ce au de făcut. Trebuie să știm care e comportamentul corect în cazul unui cutremur. Să nu fugim pe scări, să nu sărim pe geam, să nu stăm lângă un geam care ar putea să se spargă și să ne taie. Să așteptăm să se termine cutremur și apoi să ieșim în liniște, să verificăm că nu există, nu știu, cabluri electrice sau scări șubre, deci așa mai departe. Cred că e un aspect important aici, apropo de comunicare. Probabil că acum niște ani nu am fi discutat despre asta, lucrurile ar fi fost ceva mai simple și altfel înțelese, dar acum cred că e importantă precizarea asta legată de felul în care comunicăm. Fiecare, sau foarte mulți dintre noi, s-au obișnuit să comunice pe WhatsApp sau pe alte aplicații de genul ăsta care se bazează pe internet. Să nu vorbească, să nu aibă convorbiri cu voce, ci convorbiri cu text. Să-și ia foarte multe din informații online, de pe rețelele sociale sau de pe diverse portaluri. Și aici e o schimbare de paradigmă. Am observat situații mult mai puțin dramatice în care oamenilor le-a fost greu să nu știu, o pană de curent, de pildă, în care le-a luat ore să conștientizeze că mesajele lor nu se duc nicăieri, că nu au cum să-și ia informațiile de pe net și s-au văzut cumva neajutorați în situația asta. Cred că aici trebuie insistat cumva să ne punem în situația să comunicăm și altfel decât prin WhatsApp, pe Facebook, sau mai știu eu cum, că nu se va întâmpla nimic, probabil. Chiar s-ar putea să nu putem să comunicăm și de asta e important să știm de dinainte ce avem de făcut versus să ne întrebăm în criza evenimentului oare acum ce facem și care e pasul următor și care e pasul următor. De asta, printre altele, e important în rucsacul ăsta de urgență să avem un radio cu baterii. Cred că nu mai are nimeni un radio cu baterii acasă, mai puțin acei puțini oameni care și-au făcut un astfel de rucsac de urgență, pentru că nu-l mai folosim. Evident, avem pe telefon tot ce ne trebuie, dar telefoanele noastre nu țin foarte mult și da, dacă n-au internet și n-au acces la date, putem să citim ora de pe ele și cam atât. Poate și o baterie externă n-ar fi... Sigur, și o baterie externă. Așa e. Am văzut, m-am uitat la ce fac alte țări și cum pregătesc alte țări populația și ajută foarte tare nivelul ăsta de
grijă înainte care previne panica. Există și în București și în România, există și în școli simulări de cutremur, prea rare, din păcate. Noi finanțăm astfel de proiecte, dar știu că și cei de la ISU mai merg din când în când în școli, însă sunt doar 2 persoane pentru cele peste 300 de școli din București, deci e clar că nu o să ajungă, nu o să aibă cum să ajungă niciodată la toată lumea. Ce am văzut vorbind cu copii, deși e menționat peste tot că ar fi bine ca astfel de cursuri de pregătire se întâmplă în fiecare an pentru că oamenii să aibă informația proaspătă, tocmai pentru că e o informație atât de șocantă să te gândești la un cutremur și ce s-a întâmplat dacă s-ar prăbuși școala și așa mai departe, copiii țin minte chiar și la ani distanță după ce au avut un astfel de curs de pregătire, țin minte despre informațiile pe care le-au primit și de asta e foarte important să facem, chiar dacă îmi pare că e o picătură într-un ocean cu apă, așa că eu aș recomanda, nu știu, tuturor părinților să ceară directorilor școlilor în care își au copiii să aibă astfel de cursuri de pregătire și de ce nu chiar și cursuri de prim ajutor, și asta e un alt lucru pe care poți să-l faci dinainte și care te scutește de multe probleme după aceea. Imaginează-ți că, nu știu, tăiem la un deget, evident că nu poți să te duci după un cutremur în care sunt, cum e cazul Turciei, mii de morți și de răniți, nu poți să te duci la spital să te coase, dar dacă știi ce să faci și cum să-ți acorzi singur primul ajutor, poți să scutești o mulțime de probleme ulterioare. Sunt lucruri care par mici și evident că psihologic ne simțim așa minusculi în comparație cu grozăvia asta care s-a întâmplat în Turcia și e probabil să se întâmple și în România în timpul vieții noastre, însă lucrurile astea foarte mici chiar ar putea să salveze vieți, au salvat vieți în alte țări, în alte contexte. Da, noi trebuie precizat încă o dată, nu purtăm discuția asta pentru că avem noi cine știe ce informații și știm că trebuie să ne așteptăm la ceva. E o discuție pe care ar trebui, iată, să o purtăm tot timpul ca să fim cu atât mai pregătiți. Ceea ce mă duce la următoarea chestiune. Faptul că foarte mulți dintre noi resping și hai să o recunoaștem, există acest blocaj psihologic în care, mă rog, ne simțim poate și mai apărați de faptul că avem în jur clădiri moderne și la alte standarde decât alea din 77 sau din 1940 și că în orice caz nu vrem să ne gândim la situația asta. Nu vrem să ne apucăm și să desfacem toate măsurile astea și să vedem ce putem face, că avem senzația că dacă nu ne pregătim, nu se va întâmpla, nu? Și de fapt n-are rost să zgândărim noi lucruri. De ce să vorbim despre asta? Exact. De ce să vorbim despre asta? Și atunci stau și mă întreb dacă nu e o bună metodă să faci lucrurile astea periodic și atunci poate îți va fi mai ușor să asimilezi ideea că s-ar putea întâmpla și să privești în cheie pozitivă. S-ar putea întâmpla, dar vom fi pregătiți. Noi, ai noștri, cei dragi nouă, cunoștințele noastre, nu vom deveni victime și vom putea să ajutăm și pe alții. Să știi că am observat schimbarea asta în ultimii 4 ani de când am început să ne uităm la riscul seismic și să vedem ce putem să facem în legătură cu asta. În primul an de când am început să vorbim despre cutremur, oamenii exact asta ne spuneau de foarte multe ori și cred că e singura dată când am fost întrerupți în mijlocul conversației. Îmi pare rău, deci nu pot să discut despre asta, e atât de mare, e atât de grea încât prefer să nu mă gândesc. Oamenii spuneau, în cazul unui cutremur, sper să mor repede. Asta era singurul lucru la care ei se puteau gândi. Însă în ultimul, cel puțin în ultimul an am văzut treaba asta și poate de la pandemie încoace, când ne-am dat seama că sunt lucruri pe care fiecare dintre noi putem să le facem și să le influențăm, oamenii au început să se întrebe, ok, ce pot eu pe persoană fizică să fac fără să mă aștept să vină altcineva să rezolve și cred că da, dacă o luăm poate chiar ca pe un joc, e, na, așa cum, nu știu, am început din ce în ce mai mult să ne facem, de pildă, bugete de familie sau planuri mai detaliate decât poate ne-am fi făcut înainte cu privire la, nu știu, ce vrem să ne dezvoltăm în familie, ce capacități și așa mai departe, cum vrem să ne schimbăm meseria, mă rog. Putem să facem lucrul ăsta ca pe un joc, ca pe un exercițiu de team building în familie, dacă vrei. Cum am putea odată în an să vorbim despre cutremur, să ne facem planurile și apoi să ne vedem liniștiți în restul anului. Nu înseamnă că trebuie să ajungem să fim anxioși și să trăim în următorii obsedați de subiectul ăsta, 50 da. De ani, da, sau cât mai durează, nedormind noaptea de frică. Nu, pe asta de altă e parte, ideea. Nici nu sigur că e un resort ăsta în care vezi o tragedie ca ce a întâmplat în Turcia și în Siria, să-ți pui probleme și să te gândești și la clădiri, și la consolidări, și la ce poți face, și la cum te poți pregăti cu resurse de urgență.
Dar poți să faci asta sistematic, nu? Periodic, fără astfel de tragedii în jur. Exact, bine ar fi ca astfel de tragedii să nu se întâmple. Din păcate, ele se întâmplă și nu e nimic ce oamenii pot să facă să le prevină, dar ce putem să facem este exact să folosim valul ăsta de emoție, nu ca să stăm și mai mult în anxietate, ci din potrivă ca să începem să ne pregătim. O să uităm după o săptămână, după 2 săptămâni, o să ne luăm cu alte lucruri, cu inflația, cu alt fel de crize, sunt convinsă de treaba asta, dar până atunci, weekendul ăsta, ce am putea să facem împreună cu familia weekendul ăsta? Cum am putea să scriem dirigintei copilului nostru și să-i spunem ce ar fi să facem o oră de pregătire în caz de cutremur? Aș mai spune un lucru apropo de pregătire în caz de cutremur. Foarte mult, foarte des în companii și mai ales în clădiri de birouri, apropo de clădirile astea noi pe care le vedem peste tot, se fac pregătiri pentru incendiu, simulări de incendiu, evacuare de clădire și așa mai departe. Din păcate nu se fac la fel de multe simulări și în cazul unui cutremur și comportamentul e extraordinar de diferit și aș vrea să subliniez lucrul ăsta, că ne intră în reflex. În cazul unui incendiu suntem instructați să ieșim cât mai repede din clădire, să ieșim pe scări. Ori dacă avem reflexul ăsta să ieșim pe scări cât mai repede, pentru că așa am tot făcut simulări de incendiu și ne se pare că suntem acoperiți pentru orice urgență, o să facem lucruri greșit în cazul unui cutremur și asta ar putea să ne coste viața. De asta mi se pare important și, da, pentru oamenii care lucrează în clădiri de birouri, care trăiesc toată ziua cu miile de oameni într-o clădire de sticlă, să ceară administratorilor clădirii, mă rog, companiilor în care lucrează și mai departe astfel de pregătiri foarte aplicate în cazul unui cutremur. Care e asta e ceva ce putem face într-un sfert de oră din viața noastră. Care îi spune că e răspunsul oamenilor la aceste informații concrete și la mesajele de pregătire, judecând după experiența voastră din ultimii câțiva ani? Am început să primim din ce în ce mai mult, cred că la cutremurul din octombrie, a fost un cutremur mic în octombrie în România, dar suficient de mare cât să-l simțim, fără să aibă niciun fel de pagube. De la cutremurul din octombrie am primit foarte multe răspunsuri în zona asta. În sfârșit mi-am făcut planul cu familia, în sfârșit am început să-mi adun lucruri. E prima oară când vedem astfel de reacții care sunt de acțiune, nu doar de frică, de aoleu, ce se întâmplă în cazul nostru. E drept că acum am... Pentru că ne-am conectat la o tragedie absolut îngrozitoare, mii de clădiri care au căzut, e mai probabil că acum ne simțim un pic mai copleșiți și mai mici față de cum ne-am simțit în octombrie, când doar ne-am zgâlțit un pic și ne-am adus aminte că vine un cutremur. Dacă e să ne uităm la reacțiile din social media, foarte multe sunt din zona asta. Dacă ar veni în cazul Bucureștiului, la fel ar arăta și la noi și toată lumea aruncă cu numere, cu zeci de mii de morți, răniți, ce s-ar întâmpla. Cred că de data asta oamenii sunt un pic mai speriați și mai puțin înclinați spre acțiune. De asta pentru noi e important să tot vorbim despre asta și să le reamintim că e ceva ce poate să le salveze viața. Alina Kasprovski, Fundația Comunitară București, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.